peki? Bravo! Erkan, știi anoc, o să-mi iei mințile. Hai la mine, treci. Bravo. Ce ai reușit tu să faci, ce relație extraordinară ai cu acest animal care te iubește atât de mult. Relația asta pe care o povestești tu cu câinele tău e visul oricărei relații umane. Nu neapărat de supunere, dar de comunicare. Așa că și pentru poveste, și pentru Erkan, foarte în formă astăzi, și pentru tine, jos pălăria, bravo! Grozav, mă dăm! Andra! Deci, știe să dea doar lăbuța. Pe lângă faptul că te ascultă și e un câine foarte frumos și mi-a plăcut tot ce ați făcut împreună, de obicei, la numerele de genul acesta, ni se spunea muzica încet, oamenii să nu aplaude, nu are niciun fel de problemă. Ba din contră, îi place să fie aplaudat. Bravo, Erkan! Bravo ție! Eu cred că ții mai bine dacă Florine, ai ceva. Ce bine, bravo! Te văd cu ochii în altă parte. E și cucu. Așa. No, așa. Mă rog, o să se umple de scană. Auzi, Florina, după atâtea popouri cât am văzut, mai contează? Otilo, eu cred că tu ești un instructor foarte talentat și apreciez cu atât mai mult momentul tău, cu cât n-am văzut nicio recompensă, cu excepția unei jucării. Mi se pare că asta este dovada unui instructor talentat. Iar pentru Erkan este evident că a fost doar o repriză de joacă și atât. Mulțumim! O să și încep voturile cu mine. Din punctul meu de vedere, și dumneavoastră și Erkan aveți un da cu toată inima. Mulțumim! Florin! Deci este un număr excepțional, dar nu văd continuarea. Deci astăzi ai un nu. Da. Răspunsul meu este da. Mulțumesc. Otilo, ne vedem în etapa următoare cu 3 de da. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc. La revedere. Mă, cu jucăria lui are ce are. Da, e foarte bun, e foarte bun. Mulțumim. Cât trebuie să lucrez cu câinele ca să execute comenzile așa cum le... El are 3 ani și la 8 săptămâni l-am primit. Da. Și de atunci lucrez cu el zilnic. Fiecare zi, mă. Dacă e foarte culcat. Gâfâie. Ține jucăria în gură. Zici ceva. Are gura plină. Mare recompensa. Am muncit destul de mult pentru mintea asta astăzi. Bravo, succes, ne vedem în etapa următoare. Numai bine. Pa! Mulțumesc. Să trăiți.